prima unitate din armata română, înzestrată cu tehnică de proveniență vest din Germania. Consider că reprezintă o unitate de elită, o unitate care s-a integrat perfect în sistemul armatei române, participând la foarte multe activități în anul 2005, respectiv SIMEX la Bucureștiului, un exercițiu simulat, un exercițiu de simulare, la tragerile aeriene din poligonul Campo Midia și tragerile terestre, la aplicația DEMEX 2005, unde activitatea a fost evidențiată inclusiv de președintele României, domnul Traian Băsescu. Tehnica s-a comportat foarte bine, a funcționat la parametrii optimi, în orice condiții de temperatură, de vreme, a fost o săptămână plouată în continuu, toate echipajele s-au comportat foarte bine. Unitatea este în curs de operaționalizare, în această direcție s-au luat primele măsuri și anume statul de organizare are prevăzute funcții numai cu militari profesioniști. Toate posturile fiind încadrate cu această categorie de posturile de luptă de militari. Dintre ei, pe câțiva o să-i vedeți, ocupând posturile de luptă. Ne aflăm în camera de luptă a sistemului de apărare antiaerian Gepard. Mă aflu pe locul din stânga, locul comandantului de echipaj, iar în fața mea putem vedea pupitrele de comandă ale sistemului, care execută prinderea, însoțirea și combaterea țintei. Am făcut cursul de bază de pregătire în România cu instructorii români care au participat la pregătire în Germania și am avut ocazia să execut trageri de luptă în poligoanele din Germania în anul 2001 alături de instructorii români și instructorii germani, iar în urma unor multe ore de pregătire în simulatoare am dobândit o experiență, o să spun, foarte bună, care o împărtășesc în continuare subordonaților mei. Suntem pe locul servantului sau titorului. Deservesc pupitrele care efectuează prinderea, însoțirea și executarea tragerilor. Din prisma mecanică cu un doctor, funcție pe care sunt atractice se poate spune. Este o funcție foarte nobilă, tehnică foarte competitivă, conform standardelor NATO și care necesită, în primul rând, seriozitate, stăpânire de sine și foarte multe cunoștințe. Am avut privilegiul de a fi primii din România care am condus și stăpânit această tehnică. Am participat cu succes și la parada de la defilare din 2003 decembrie, unde am fost foarte lăudați și tot acolo am avut privilegiul de a fi primii din România care am condus această tehnică pe șosea, în trafic. Încercat să învățăm cât mai multe, să așteptăm pentru a ne putea descurca cât mai bine acolo. Și a venit și acela în 99, când am primit ordin să mergem în Germania să ne instruim pentru utilizarea acestui sistem
depanarea sistemului. Astfel, un număr de 15 colegi ne-am deplasat în Germania. Vreau să spun că ne descurcam binișor cu limba germană, doar accentul ne încurca puternic. Și astfel a început activitatea noastră la Gepard. A fost o perioadă destul de grea acolo. Vreau să spun că simțeam că nu mai trec zilele, le număram pe degete, dar a fost și frumos. S-au legat prietenii, nu numai cu tehnica, dar și între noi și cu colegi în alte garzoane. Am stat aproximativ un an, un an și ceva, fiecare după ceea ce a fost pregătit, după care ne-am întors în România și am așteptat să vină și tehnica. Și al oamenilor care lucrează aici este importul de mentalitate care s-a făcut în urma cursurilor urmate în Germania, cursuri desfășurate pe parcursul unui an la armata germană. După cum vedeți, oamenii sunt destul de conștiincioși, își fac atribuțiile și își fac treaba fără să fie supervizați, urmăriți, fiecare știe ce trebuie să facă, totul funcționează ca un mecanism. Ce înseamnă, de fapt, Gepardul? Gepardul înseamnă un sistem antiaerian complex, autonom, mobil, cu mare putere de foc, construit pe șasiul tankului german Leopard. După cum bine știm, este unul din cele mai bune tankuri de lume, dacă nu chiar cel mai bun, care și-a demonstrat eficiența pe parcursul tuturor activităților desfășurate. Înseamnă eficiență, înseamnă activitate practică deosebită, trageri eficiente. Aici se realizează instrucția operatorilor cu instalațiile de val. Simulatorul pentru simularea țintelor, zborului țintelor aeriene, se compune de două cabine, una aici și una dincolo. Aici se realizează, de fapt, cu coeziunea echipajului, o intrare, un automatism a reflexelor echipajului pentru a duce acțiuni de luptă eficient. Și toată lumea din această unitate a trecut și trece prin aceste simulatoare. Este, ca să revin puțin, este unicat în țară, de altfel ca și divizionul, deservește divizionul. Instrucția realizată cu servanții, cu operatorii instalației în acest tip de simulator, așa cum am spus și la celălalt, are o sumedire de avantaje. În primul rând, nu folosește, nu utilizează tehnica. Se realizează coeziunea servanților, recunosc pupitrele rapid, recunosc regimurile de luptă, regimurile de tragere. Operatorul, deci cel care, instructor care are locul de spate, are o sumedire de posibilități de reproducere a câmpului de luptă. Eu știu, se pot apărea defecte, poate dispărea lumina, diferite defecte, zgomote de motor, zgomote care apar pe timpul tragerii. Normal, la instrucție aici se închide totul. După cum vedeți, se închide totul, iar ei vor fi supuși unui stres destul de consistent.
ce pot să vă spun după 15-20 minute în acest tip de simulator, oamenii ies destul de transpirați. Deci se muncește. Este o zi normală de instrucție și toate cuvintele de laudă și toate cuvintele la superlativ au acoperire în spatele lor, se găsesc multe ore de muncă, multe ore de instrucție, atât în teren, atât la simulatoare, astfel încât, pornind de la simplu la complex, am reușit cu echipajul instruit în România să obțin rezultate. Acum ne aflăm în hala de mentenanță a sistemului de part, hala de mentenanță care are încăpânere codrulant, se poate vedea sus un codrulant de 15 tone, codrulant care este destinat demontării motorului principal a sistemului de part, a motorului auxiliar și eventual la turele, această turelă care se poate vedea aici. Această turelă cântărește aproximativ echipat de luptă 14-7 tone. Electronice. Pentru asta noi avem o serie de aparate de diagnosticare. Sunt aici. Acestea se montează pe tank și în funcție de sistemul dorit a se depana, se instalează. Ceea ce ați văzut aici, în cazarma Divizionului Gepard, este unicat, este prima unitate cu tehnică 100% NATO, care se dorește a se integra în sistemul armatei române. Bineînțeles, vor urma și alte contracte de import și de achiziționare de tehnică din țările NATO, care sper să aibă același succes pe care l-a avut Gepard. Noi suntem foarte mulțumiți de tehnica pe care o avem, de sistemul de instruire pus la punct, bazat în primul rând pe o instruire graduală, în primul rând de la simplu la complex, inițial pe simulatoare, unde costurile sunt mai scăzute, consumul de combustibil este mult mai redus, după care activitățile continuă în poligon, în poligonul din garnizoarea Turda, și tragerile le executăm în poligonul din Capul Midia, pe malul Mării Negre. Principiile de pe care funcționează unitatea sunt să-ți planifici corect timpul, să lucrezi cu eficiență și eficacitate, să-ți ajuți colegul, prietenul, camaradul în orice situație, să eviți cât mai mult discuțiile neloiale, incorrecte, bârfa sau alte discuții care pot afecta viața unui colectiv, și să iei parte la toate activitățile fără să încerci să te eschivezi, fără să cauți tot felul de motive adiacente și suplimentare. Consider pentru garnizoana Turda activitatea unei asemenea divizion duce la un nivel de trai al familiilor și al tuturor membrilor de familie al militarilor din divizionul Gepard. Eu mă bucur că am reușit împreună cu colectivul cu care am lucrat o perioadă relativ scurtă de timp, un an și ceva, să creăm o atmosferă bună de lucru, bazată pe respect, pe regula bunului simț.
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.